Pot să vă răspund ce a făcut până în momentul de față domnul Becali în privința persoanelor cu dizabilități. Este ultimul term, ultimul... Nu dizabilități, vorbiți cu handicap, să știe da, toată lumea. Păi, nu ne deranjează. Pentru că astea sunt ultimile indicații, că dacă intrăm în Uniunea Europeană, da, trebuie să respectăm treaba asta. Un medic nu are voie să folosească decât da, noi în popor putem să spunem. Da, se cheamă că este și atunci folosim termenul de dizabilități. Da, am înțeles că nici cancer n-ai voie să spui, nu? Da, sunt... Neoplasma, alți termeni. Cu 1.790.000. Domnul Becali a dat un telefon de jumătate de minut și pentru persoanele cu dizabilități a dat, multă lume a văzut la televizor, 251.000 de euro pentru persoane cu dizabilități. Întrebarea dumneavoastră este pertinentă. Noi am discutat cu cei de la UNICEF, organizația care se ocupă de acest lucru, și am fost curioși ca fundații, ca oameni care trebuie să avem respect față de omul care ne lasă să-i folosim numele și să semnăm. Și am zis, cine-i partenerul dumneavoastră, de fapt? Guvernul. Cum putem să controlăm unde s-au dus aionuși? Eu personal, nici nu stau bine cu matematica, nu știu să-i socotesc în bani obișnuiți în lei. 251.000 de euro. Putem să verificăm ce se face cu acești bani? Deci au spus, îi băgăm în programe, în... nu luăm de pe stradă o persoană, cum e cazul. Domnul doctor, să-i rezolvăm lucrurile. Am dat, domne, 30.000 la nu știu ce, tot așa, o acțiune care a făcut, am 30.000 atunci cu casele, la inundații. Da, da, au fost foarte, asta a fost un singur... Nici exact. Acum nu știu... Da. Drama e că eu cred mai mult, România, din păcate, a avut multe exemple proaste. Exemplele bune sunt acestea când un patron controlează ce face o fundație, propria sa fundație, în așa fel încât să nu se facă de râs și banii să ajungă unde trebuie. Și când am dat exemplu? Și când s-a dat exemplu ăsta? Când eu m-am apucat să fac la Vadul Roșca și m-am dus acolo și am văzut câmp, am zis, Doamne, am promis, ce fac acum? Ajută-mi, Doamne, nu mă fac de râs. Și am stat eu acolo, am dormit și eu două nopți acolo ca să organizez, mi-am dus familia, nepoții acolo și am zis, băi, stați, pentru că nu pot să mă fac de râs. Și am făcut 200 de case. Guvernul, am făcut vreo 40-50 acolo la bătălă, au căzut casele. Deci, domnule, contează cum te organizezi și trebuie, domnule, trebuie să le supravegheze acele lucruri pe care le faci. Pentru că dacă lași așa, eu de ce am spus? Se verifică la fundație, că nu pot să fac, dumneavoastră sunt 2.000, bine, cum pot să fac eu să rezolv toate cazurile unde nu foc? N-am cum. Trebuie să verifice, iar puterea de a verifica, domnul doctor și cu doamna Dimian și cu toți cei de la fundație care sunt, care organizează, organizatorii au, de exemplu, competență să verifice pe lună 10 sau 20. Dar știți care e drama? Că dumneavoastră, dacă vă faceți de râs printr-un caz sau prin ce face fundație, vă faceți dumneavoastră de râs. Când spui guvernul, guvernul azi e unul, mâine altul, nu sunt persoane. De-aia ăstora, multora nu le pasă. Am promis casele alea de la care, băi, din București, de la Grivița, nu? Oia de la zilnici au zis că nu îi primesc pe oameni. Că sunt rom, nu știu cum. Bine, m-am dus la Petroșani. Am luat un bloc acolo, apartamente cu două camere, cu trei camere, nu știu ce. Să-i trimit, să mă țin de cuvânt, să le dau la oameni case. Două luni de zile, autorizația, stai să vedem blocul, autorizație ca să le facă, nu știu cum, de zile, că acolo mai trebuia un perete, acolo vrea să facă cum era blocul ăla. Acoperit și nu știu ce, sunt două luni, trei luni de zile, numai autorizația a durat. Și acum, nu depinde de mine, că acolo blocul ăla se lucrează încă și la ora asta ca să le dau la oameni casele alea. Deci eu am depins, că am spus că în două, trei luni sunt gata. Eu am depins de niște autorizații de la primărie sau de niște oameni care n-au vrut să-i primească pe acei oameni să nu vină, domnule, la noi. Nu vedeți cât de rău a ajuns omul astăzi? Deci n-au ce căuta la noi, la zimnici acolo, că aveam un bloc care putea să fie refăcut repede, la zimnici. Acum ce era să-i fac? Să-i trimit pe oameni acolo să ia la bătaie cu ceilalți localnici? Păi ce erau și ei oameni care nu mai au un adăpost? Adică eu dau de la mine și voi nu vreți să-i primiți voi în comunitatea voastră. Asta s-a ajuns. Deci, din inima oamenilor a ieșit iubirea, s-a înfiripat ura, domnul Muraru. Și dacă nu o să ne întoarcem la credință și să iubim oamenii, știți ce se va întâmpla? Nu ați văzut? Grindină cât ouă de găină. Unde n-ai mai văzut? N-ai văzut plouă, ninge până Africa. Nisoare până Africa. Păi da, tot felul de chestii de genul ăsta se va întâmpla
Și nu ne înțelege nimic cu noi cum se întâmplă. Cum se întâmplă? Vrea Dumnezeu și cu asta, basta. Dă Dumnezeu nisoare în Africa și cu asta, basta. Și numai în România nu mai... N-ați văzut inundații. Plouă, nu plouă, meteo... Anul ăsta cred că ne-a făcut mai bun, că anul ăsta parcă n-au venit inundații. Da, a, deci nu ne-am făcut mai bun. Dar cred că în seara asta unii dintre noi au fost mai buni. Moraru, când o să vină pe care la putere, da? Hai să mai fac, mai fac, acum să mai și râde. Când o să fiu eu la putere, hai să vezi cum o să dea Dumnezeu. Ia când are nevoie greu de apă, atunci o să-i dea. Când are nevoie de căldură, atunci o să-i dea căldură. Exact așa va fi. Doamne, așa va fi. Doamnelor și domnilor, e bine că România are un personaj exotic, un personaj care se enervează repede, un personaj care, uneori, face niște greșeli pe colosare. Televizor colosare, care îl trag înapoi. Dar de fiecare dată reușește să revină în sufletele oamenilor cu niște gesturi pe care, repet, nu prea le fac oamenii nici până alte părți. Eu l-aș pune în această seară pe Gigi Becali pe aceeași listă cu un Bill Gates și poate cu alți mulți anonimi care n-au sau care au făcut multe fapte bune. O să vă spun, domnul, cum să vă spun, că era o poreclă frumoasă, dar mi-a scăpat acum asta cu Bill Gates. O să-mi aduc aminte, vă trimit. Bill Gates al nostru este Gigi Becali în această seară, autorul cele mai importante lucrări caritabile în România, alături de oamenii săi pe care trebuie să-i aplaudăm, să-i felicităm. Încă nu e star rock să vă ridicați în picioare, da? Dar e Gigi Becali. Felicitări!